Să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și în seara aceasta vom citi din Întâi Împărați, capitolul 17, primele șapte versete. 1 Împărați, capitolul 17, Ilie tișbitul unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici roă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Ilie a plecat după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Amin. Să ocupăm locurile. Am început de curând un nou serial în biserica noastră, Vremea lui Ilie. Pentru că noi credem că vremurile în care noi trăim poartă amprenta vremurilor lui Ilie. De fapt, și Domnul Iisus Hristos a spus că în vremurile din urmă vor semăna vremurile din urmă cu vremurile trecute. Profetul Maleahii chiar menționează că în vremurile din urmă va trebui să vină Ilie. Probabil că vremurile din urmă vor semăna mult cu vremea în care a trăit acest proroc al lui Dumnezeu, Ilie. O vreme foarte tulbure, pentru că la tronul țării era un împărat păgân, căsătorit cu o împărăteasă păgână, impuneau religia lor păgână asupra întregii țări, oamenii lui Dumnezeu se ascundeau, prorocii adevărați erau urmăriți și omorâți, iar la tronul împărătesc, la palatul regal, se mulțisere prorocii mincinoși. Erau finanțați de stat proroci mincinoși și preoți ai lui Bal erau finanțați de acest guvern apostat care întorsese spatele lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a chemat un om pe care l-a trimis direct la Ahab, Poate cea mai scurtă predică pe care o veți găsi în Biblie o ține omul acesta. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Amin? Spui adevărul ăsta și fugi Ilie acum. Mulți dintre noi când ne gândim la Ilie, ne gândim la omul care strălucește pe Carmel. Nu-i așa? omul care coboară foc din cer, omul care uh, distruge prorocii lui Bal și preoții lui Bal. Uh, ne gândim probabil la omul care este răpit la cer de carul lui Dumnezeu. Totuși, ne este foarte greu să vedem că până ajunge acolo, până când ajunge acolo uh, Ilie, are de trecut pe la această universitate a Pârâului Uscat. Trecem cu ușurință peste perioada de formare a lui Ilie. Trecem foarte ușor peste lecțiile pe care el le primește și cred că este foarte important să înțelegem în această seară că înainte ca Dumnezeu să te folosească la toată plenitudinea chemării pe care El ți-a făcut-o, trebuie să te instruiască prima dată Dumnezeu și să te pregătească. Trebuie să treci pe la școala Lui, trebuie să treci pe la Universitatea Pârâului Uscat. Sunt foarte multe lecții importante pe care trebuie să le învățăm în seara aceasta de la Ilie, care este format acum de Dumnezeu să fie omul lui Dumnezeu. El a fost un om din Galad, unul din locuitorii Galadului și trebuie să ajungă omul lui Dumnezeu. Nu este suficient să te trimită Dumnezeu undeva să lansezi un mesaj foarte puternic că ești omul lui Dumnezeu. Nu, trebuie să te formeze Dumnezeu să ajungi omul lui Dumnezeu. Vom vedea începând de astăzi că Ilie trece printr-o școală extrem de aspră în care Dumnezeu transformă acest locuitor al Galadului, un om de munte, aspru, dur, îmbrăcat într un într -o manta de păr și încins cu curea, nu? Ca și Ioan Botezătorul. Un om care uh, este format în uh, uh, regiunea aceea aspră și dură a muntelui. Un moț, dacă vreți, din România, uh, crescut în frigurile și zăpezele munților și care îl formează Dumnezeu acum să fie omul lui Dumnezeu. Cred că apariția lui Ilie la palatul lui Ahab, în fața lui Ahab, a fost nu numai stranie, a fost ciudată, cred că toată lumea a mărmurit, nu știau ce să se aștepte de la omul ăsta cu un echipament atât de ciudat, nu? Cu o vorbă așa de aspră. Cred că foarte dramatic Ilie și-a prezentat mesajul și imediat după predica asta, cuvântul Domnului spune, Ilie, fugi! Ne-am aștepta, după ce am ținut o predică, nu? să vină aplauzele, să vină cineva să ne felicite. Problema este că uneori Dumnezeu spune, spune adevărul și fugi. Spune adevărul și fugi. Asta se întâmplă cu Ilie, Dumnezeu vorbește și spune, du-te și ascunde-te acum. Câteva lucruri vom învăța în această seară. În primul rând, Ilie este trimis într-un loc ales special de Dumnezeu. Dumnezeul trimite pe Ilie într-un loc ales de el. Versetele 2 la 4. Cuvântul Domnului a vorbit, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde te lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. După predica scurtă, ținută în fața lui Ahab, așa cum spuneam, probabil este uh, o predică foarte, foarte scurtă, nu o declarație, profetică, după care Ilie dispare, Dumnezeu îi zice, du-te, ascunde-te, du-te la pârâul Cherit. Este foarte interesant că numele acesta Cherit înseamnă a tăia jos, a scurta, a ciunti. Probabil Dumnezeu spune acum, Ilie urmează să ne tundem. O să tăiem ramurile alea sălbatice încă din personalitatea ta, din caracterul tău, și așa cum se tunde o vie, sau așa cum se tunde un pom să dea roade bune, Dumnezeu trebuie să ciuntească acum, să taie jos o parte din personalitatea ta care nu se potrivește deloc cu chemarea pe care eu ți-am făcut-o. Ilie este acum la părul cherit. Așa cum spuneam, cherit înseamnă a tăia jos, a scurta, a ciunti. Apoi natura acestui loc este un loc singuratic, este un loc arid, în care Ilie Tijbitul trebuie să devină omul lui Dumnezeu. Este locul în care Dumnezeu îl ascunde de reflectoare, dacă vreți, pe Ilie. Până acum a fost în fața națiunii întregi. Cred că subiectul discuțiilor de la Palatul lui Ahab câteva zile a fost Ilie, Cine este domnule prorocul ăla care a venit și ne-a tulburat cu un asemenea mesaj? Acum Dumnezeu îi spune, fugi, ascunde-te, du-te. Ieși afară din preocuparea tuturora. Pentru că avem câteva lecții pe care trebuie să le învățăm Ilie, trebuie să stai față în față cu mine, ascuns de lume, ascuns de peisajul public, să ne lămurim argintul, aurul care este de lămurit în viața ta, Elie. Va trebui să stăm singuri. Cred că lecția cea mai importantă pe care orice creștin trebuie să o învețe este că în singurătate, în relația personală cu Dumnezeu se desfășoară și crește de fapt adevăratul nostru caracter. Cine nu întreține o viață personală de rugăciune, de devoțiune, Cine nu-l caută pe Domnul în afara reflectoarelor, știți că atâta timp cât bat luminile pe noi și suntem în fața oamenilor, ne putem preface ușor. Dar când stăm în fața lui Dumnezeu, nu te mai poți preface cu nimic. Ești același, acela care te-a făcut Dumnezeu, care te știe Dumnezeu. Ca să există o transformare radicală a caracterului tău, trebuie să existe o asemenea întâlnire personală cu Domnul. Locul pe care îl alege Domnul este foarte special. Este locul în care Dumnezeu îi poartă de grijă lui Ilie de acum încolo. Când te trimite Dumnezeu undeva, El te trimite pe cheltuiala Lui. Dacă ne gândim apoi și la natura locului respectiv, în locul acesta se petrec niște lucruri extraordinare. Gândiți-vă, Ilie este ascuns acum aici de frica lui Ahab, de frica dușmanilor lui. Este ascuns de publicitate, este ascuns de societate. Este singur cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-l aibă pe Ilie numai pentru sine, pentru o perioadă de timp. Un loc în care Dumnezeu îi poartă de grijă de la bun început, nu-i așa? Este foarte interesant, fratele Vombrand spunea că în evreiește cuvântul acesta Corbi, care i-a dus de mâncare lui Ilie, este cam același cuvânt cu Arabii. Și fratele Vombrand avea obicei să spună, zice, dacă ar fi venit Arabii să-i ducă mâncare lui Ilie, cred că era o minune mai mare decât Corbi să-i aducă mâncare lui Ilie. Nu? Mă rog, nu știu dacă erau arabe vremea aceea prea mulți, dar... Cert este că Dumnezeu poartă de grijă lui Ilie într-un mod remarcabil. La părâul acesta cherit contează enorm de mult atitudinea care o avem. De ce Dumnezeu mă ascunde aici, nu? De ce a trebuit să plec eu din lumina reflectoarelor? De ce a trebuit să plec eu din a, aplauzele tuturor? De ce trebuie să mă ascund eu aici, care eu sunt omul lui Dumnezeu? Dar ce am făcut eu, Doamne? Am ascultat de tine și am spus ceea ce mi-ai spus tu. De ce trebuie să ajung eu aici? Atitudinea noastră contează enorm de mult. Când Dumnezeu te scoate de pe scenă și te pune undeva deoparte, bucură-te de privilegiul care îl ai să stai față în față cu El, să stai cu Domnul, când rămâi numai cu Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu este suficient. Că nu mai ai nevoie de nimeni altcineva. Foarte mult ne-am gândit, zilele trecute, am, ur am, ur am urmărit un film absolut dramatic, Singurătatea unei femei aici în vestul sălbatic. De fapt, tot filmul este aproape un singur personaj. Și ne-am gândit enorm de mult și am discutat cu soția despre singurătatea asta noastră om omenească. Se pare că singurătatea este unul dintre cele mai îngrozitoare lucruri. Nu ne place să rămânem singuri. Se spune că oamenii se uită la televizor pentru că nu vor să rămână singuri cu Dumnezeu. Nu vor să rămână singuri cu ei înșiși. Și şi atunci societatea a creat ceva care să ne inducă în eroare, să, să, evadăm din această singurătate când stăm noi și Dumnezeu față în față. Ilie nu avea televizor, Ilie nu are tranzistor, Ilie nu are mobile phone, Ilie are nimic. Ilie așteaptă în fiecare dimineață să apară niște corbi, nu știu, cel puțin doi, dacă vorbește la plural, probabil au fost doi. Aduc pâine și carne, și seara vin înapoi să aducă pâine și carne. Și Ilie bea apă din pârâul care curge pe alături. Dar Ilie stă singur cu Dumnezeu la acest pârâu în care Dumnezeu tunde, taie din viața lui Ilie lucrurile care nu aparțin unui copil al lui Dumnezeu. Aici, la pârâul cherit, Dumnezeu se ține de promisiune. El este trimis pentru protecție și instruire la această universitate cherit. Întotdeauna când Dumnezeu face o promisiune, ea implică o planificare din timp. Este un pârâu pregătit să curgă cu apă pentru tine. Sunt niște corbi care au primit instrucțiuni speciale să-ți aducă mâncare și care te așteaptă să ajungi la locul acela potrivit. Și, Doamne, ce extraordinar este când vezi cum Dumnezeu îți poartă de grijă în fiecare zi. Nu observați cum corbii ăștia nu vin să ducă odată, ce știu, o bucată mare de carne și câteva franzele, nu? Duc în fiecare zi, și dimineața, și seara, cât trebuie să mănânce Elie. De unde au fi dus oare corbii ăștia? Probabil de la picnicul lui Ahab, nu? Imaginați-vă că Ahab, nu, cu toată uh, curtea lui, nu, au ieșit la picnic. Au venit câte un corb, au luat câte o friptană din aceea și a dus o și lui, Ilie să mănânce. Uh, de unde era țara în sărăcie, în secetă, era foamete peste tot? Cred că de la cei bogați lua, luau corbi și duceau la omul lui Dumnezeu. Înainte să se iubească o nevoie, Dumnezeu asigură deja proviziile, le pregătește din timp pentru tine. Trebuie să pășești în binecuvântările lui Dumnezeu, în pregătirile pe care Dumnezeu le-a făcut deja din avans pentru tine. Nu știu care a fost sentimentul dumneavoastră, dar în timp ce noi am construit aici, sentimentul meu acesta a fost că Dumnezeu pregătea, umblam deja în proviziile lui Dumnezeu. Ne-a asigurat Dumnezeu pas cu pas, dacă nu materiale, oamenii potriviți, banii necesari. Când s-au gătat banii, ne-a sunat cineva din Chicago, nu vreți niște bani, frate, cum să nu? ne a trimis. Dumnezeu s-a purtat așa de extraordinar cu noi până am terminat construcția asta. Știți că este același Dumnezeu care se va purta, va purta de grijă în continuare? El nu s-a schimbat. Gândește-te. Venirea ta în America. Cum a avut grijă Dumnezeu de tine? Cum ți-ai găsit primul job, prima mașină? Ce conexiune ți-a făcut Dumnezeu cu oamenii potriviți să te ajute? Să-ți dea un apartament? Să locuiești la cineva? Pentru că Dumnezeu, când poartă de grijă cuiva, când faci o promisiune cuiva, el planifică din timp resursele pentru tine implică provizii uimitoare, apă și carne, așa cum spuneam, probabil de la masa lui Ahab, de unde al de undeva, nu? Nu este colacul pentru cine se pregătește, nu? Ci pentru cine hotărăște Dumnezeu să mănânce din el, nu? Nu este friptura numai pentru Ahab. Are Dumnezeu un corb care o ia și o duce acolo unde trebuie. Una dintre mărturiile extraordinare pe care le-am auzit imediat după Revoluție, fiind în, în Oradea, am fost în Oradea în 28 decembrie, în 25 l-am pușcat pe Ceaușescu și în 28 decembrie am fost în, în, în Oradea, în 89. La Biserica Baptistă din oraș, unde era păstor Paul Negruț, a avut loc un botez, și unul dintre cei care s-a botezat a făcut o mărturisire extraordinară, șocantă. Spunea, eram pe graniță, am fost grănicer. Și în fiecare zi l-am văzut pe grănicerul ungur, dincolo de, făș de fășie, că stă pe o buturugă de lemn și citește o carte. Și am început să fiu foarte curios, ce tot citește ăsta, domnule? Și într-o zi, spune el, ungurul a lăsat cartea pe buturuga aceea de lemn și a venit de niciunde, de undeva, un câine. A luat cartea în gură, a trecut fâșia cu ea și a lăsat-o lângă grănicerul român. Și am luat imediat cartea, m-am uitat la ea, era Biblia. Era o Biblie românească, pentru că grănicerul de încolo era un român care era din Ungaria. Așa primit cartea lui Dumnezeu, mi-a adus un câine, mă frate, o spune asta, mi-a adus un câine Biblia. Okay? Am început să citesc și citind Sfânta Scriptură mi-a schimbat viața. Am căutat o biserică și sunt aici să mă botez. Dumnezeu dă poruncă corbilor să te hrănească. Trimite un câine care să aduce o Biblie, eu știu, dacă nu este un om să te ajute. Dumnezeu îi ajută pe copiii lui. Implică pace și siguranță în locul acela. Sunt așa de frumoase cuvintele scrise despre Elie. Spune că a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. A plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus, s-a așezat lângă părăiul cherit, care este în fața Iordanului, s-a ascuns acolo, exact în locul în care a spus Dumnezeu. Și a primit proviziile de la Dumnezeu în fiecare zi. Când asculti de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci lucrurile sunt extraordinare. Ai pace și liniște în suflet. Neliniștea noastră se naște în faptul că facem lucruri, spunem cuvinte, facem fapte care nu se potrivesc cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne ducem unde El spune, nu ne așezăm unde El zice și atunci neliniștea noastră crește pe zi ce trece tot mai mult. Am poruncit corbilor să te hrănească acolo, nu în altă parte. Nu în altă parte. Doamne, dar am găsit eu un loc mult mai bun. Este umbră, deasă, uh, nici nu ploaie aici. Nu? Nu, acolo unde te-a trimis Domnul. Stai acolo unde te-a trimis El. Pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Așa cum a avut cu Ilie, Dumnezeu are un plan de împlinit și planul lui este un plan suveran. Un plan pentru supraviețuirea lui Ilie. Să știți că Ilie n-ar fi supraviețuit nicăieri în altă parte. Cred că dacă în perioada aceea ar fi fost The Most Wanted, nu? cel mai căutat om din țară, ăsta era pe toate televiziunile ar fi fost portretul lui Ilie, în toate ziarele ar fi fost portretul lui Ilie, pe toate afișele ar fi fost portretul lui Ilie. Recompensă pentru găsirea acestui om. Pentru că după mesajul acela straniu, nu? A prorocului îmbrăcat ciudat, au început să se întâmple niște lucruri care se potriveau cu ce a zis ăsta. N-a mai plouat, domnule, N-a mai plouat o săptămână, două, trei, când a fost deja o lună, două luni. Cred că lumea a început, mă, dar dacă ăsta are dreptate, cred că orice om din Israel s-a trezit dimineața, s-a uitat pe cer, mă, oare vine ploaia sau nu mai vine? Și n-a venit, n-a venit un an de zile, n-a venit ploaia. Și elie a devenit the most wanted, cel mai căutat om din, din Israel. Dacă Ilie s-ar fi dus în orice altă parte, în afară de ascunzătoare unde l-a ascuns Dumnezeu, îl găseau. Erau securi și pe vremea aceea, nu dădeau de el. Dar el era ascuns de Domnul acum. Era în ascunzătoarea asigurată de Domnul. Un plan pentru supraviețuirea lui Ilie. Este un plan suveran a unui Dumnezeu stăpân peste natură. Curge un pârâu, chiar dacă este secetă, pentru tine. Vin niște corbi de nu știu unde, care îți aduc mâncare dimineața și seara. Și supraviețuiești într-un mod miraculos. Dacă cineva a văzut minunile lui Dumnezeu, el le-a văzut. Cei care am supraviețuit prin minunea lui Dumnezeu, cred că vă aduceți aminte. Minunile care Dumnezeu ne le-a făcut ca să supraviețuim. Și am supraviețuit pentru că el a fost bun. Ne-a asigurat resursele necesare. Un plan care aduce întotdeauna satisfacție de plină. Ilie primește exact cele promise de Dumnezeu. Nu este lux absolut deloc. De două, ori, două mese pe zi. Dumnezeu nu face niciodată lux. Doamne, dar nu s-ar putea să fie și un lanci, nu? Așa un snack între... N-ai putea să trimiți și ceva prăjituri, din când ceva dulciuri, nu? Dumnezeu, dacă te binecuvântează, te binecuvântează cu the basics, cu lucrurile de bază, cu lucrurile fundamentale, cu lucrurile care te fac să supraviețuiești. Dumnezeu știe exact de ce ai tu nevoie. Și îți exact cât trebuie. Doamne, ra rația asta ta, porția asta care mă dai e cam mică. Nu vrei să dai un supliment. Nu, Elie nu comentează, este mulțumit, este happy, cu steak cu cât el este de mare, cu pâinea cât este ea și cu apa pe care o bea. Nu vrea Pepsi, nu vrea nimic altceva. El știe că Dumnezeu poartă de grijă și îți dă de basics. La vreo 20 de ani de, după Revoluție m-au sunat din țară fratele meu și mi-a spus că tata este la spital. Dar ce s-a întâmplat? Zice, a făcut o criză diabetică, comă diabetică. Doamne ferește! Noi n-am avut în istoria familiei noastre nimeni să aibă probleme cu diabetul. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Păi zice, tata de la Revoluție a băut numai Pepsi. El a hotărât că o băut destul apă și acum a venit libertatea, salut, apă nu mai bea deloc. Nu? Și bea câte două sticle din alea mari pe zi de Pepsi. E? Comă diabetică a făcut. Dumnezeu știe de ce ai nevoie și îți dă exact lucrurile de care ai nevoie. Planul lui este suveran, este pentru supraviețuirea ta, uh, este planul unui domn care stăpânește toată natura și cooperează întreaga natură cu nevoile tale. Un plan care aduce satisfacție pe, de plină, pe de, satisfacție de plină și ilie primește exact ceea ce a promis Dumnezeu. Dumnezeu s-a ținut de promisiune. Se întâmplă însă un lucru întotdeauna ciudat, nu-i așa? Când toate merg bine, nu, nu vi se pare? Toate merg bine, corbii vin la ora potrivită dimineața, seara la ora 5 să nu mănânci mai târziu, să ai probleme cu somnul, nu? Vin exact la timp, pârâul curge limpede și frumos, cristalin și rece, nu? Și dintr-o dată cineva schimbă, domnule, lucrurile astea care merg așa de smut și de fain, nu? Să schimbă ceva, domnule. Vine cineva și întrerupe liniștea asta, mersul ăsta așa fain de tot, nu? Siguranța zilei de mâine. Să uscă pârâul și Ilie să uită, domnule, astăzi nu, nu mai e așa de blat pârâul. Mâine trebuie să meargă un pic mai departe că nu mai curge până la el este o baltă undeva și, domne, nu mai este apă. Ce ne facem acum? Și am impresia că nici corbii n-au mai venit în momentul în care nu mai era nici apă, nu? Că nu poți să mănânci steak și pormă mai ce bea după aia, nu? Știți cum zicea cineva că nu-i place în satul ăla? Zice că nu-i bună apa de acolo. Dar de ce? Zice, n-ai după ce o bea. Dacă nu este pâine și, și friptură, nu? Ce sens are apa? Acum. Se gată resursele, seacă pârâul, seacă pârâul. Când seacă pârâul, când se termină resursele de care ne-am bucurat până acum, încep o serie de întrebări, nu-i așa? Ce s-a întâmplat? S-au terminat uh, îndurările Domnului? S-a supărat Dumnezeu pe mine cu ceva? N-am făcut exact ce a spus El? De ce se întâmplă lucrurile astea? De ce s-au terminat resursele? De ce se împuținează apa? Experiența aceasta cu Dumnezeu a fost extraordinară. De ce? de ce mi-am pierdut geabul? De ce nu mă mai vizitează? De ce nu mai primesc? De ce încetează să vină corbii? Până acum mă vizitau. De ce încetează astea? Știți că Dumnezeu care face să curgă apa este tot același Dumnezeu care poate să o facă să oprească? Același Dumnezeu este. El poate să și oprească apa. Nu numai să, să lasă să curgă, dar un pârâu sec nu este întotdeauna un semn al supărării lui Dumnezeu pe tine. Când încetează resursele, înseamnă că Dumnezeu are un alt plan. Trebuie să te duci într-un alt loc. Este un alt loc pregătit în care trebuie să te duci. Dumnezeu schimbă clasele, dacă vreți. Schimbă cursul la care ai fost supus până acum. Gândiți-vă la oamenii lui Dumnezeu, toți au experimentat secarea asta a pârâului, a resurselor, nu? Gândiți-vă la ei, Avram, Iosif, Pavel, Domnul Iisus, ghețimani, ajunge să facă rugăciunea aceea și apoi culminează pe cruce în care spune, Doamne, Dumnezeul meu m-ai părăsit, de ce m-ai părăsit? El vedea că toate izvoarele care erau un Domnul l-au secat acum. Domnul, Dumnezeu, Tatăl, nu mai răspunde rugăciunilor sale. Când seacă pârâul, să știți că Dumnezeu are o schimbare de plan cu noi. Când seacă resursele care ți le-a dat, probabil trebuie să te muți în alt oraș. Probabil trebuie să începi o altă biserică. Ca agape. Când seacă pârâul, Dumnezeu are un alt plan pentru viața ta. Fii atent la el. Ascult acum la vocea Domnului. Uneori ne legăm așa de tare de lucrurile acelea care se văd, nu-i așa? Doamne, pârâul ăsta a fost o mare binecuvântare. Numai te duceai, umpleai carafa. Corbii ăștia au fost nemaipomeniți. Fiecare zi veneau. Era, era steak făcut așa, medium cum îmi place mie. Wow. Nu? Pâinea nu era nici prea uscată, nici prea moale. Exact cum trebuie. Doamne, dar cum se face că au încetat aceste resurse? care erau aici, le vedeam în fiecare zi. Știți că ne legăm așa de ușor de lucrurile care se văd, când ar trebui să ne legăm de alea care nu se văd, că alea sunt veșnice. Să avem încredere în Dumnezeu nostru care este nevăzut. Cred că Ilie, la început, este un profet devastat. Nu știe exact ce se va întâmpla, ce se întâmplă cu el. Bănuiește că este abandonat de Domnul. Să știți că Domnul nu te lasă lângă un părâu sec niciodată. Când seacă un părâu, el are un plan nou pentru viața ta. Nu trebuie să ne legăm de cele ce se văd, ci să avem credință în Dumnezeul care nu se vede. Este un profet devastat pentru că a plecat de acasă, dintre ai săi, și a pus încrederea în Dumnezeu, s-a dus și a spus ce Dumnezeu a zis. L-a ascuns Dumnezeu acum și acum nici strictul necesar nu mai este. Nici strictul necesar. Nu mai curge părâul și nu mai vin corbii. Ilie a văzut cum mapa părâului seacă, nu știm dacă au mai venit corbi sau nu, dar părâul uscat este un semn al profeției sale împlinite. Ok? Cred că Ilie a spus, o, dar eu am prorocit că o să vină o secetă peste toată țara, nu o să mai ploaie și acum se vede și aici la mine că nu mai este apă deloc în țară, a secat și pârâul meu. Prorocia mea s-a împlinit. Ascuns undeva departe de lume, Ilie nu știe ce se întâmplă cu țara lui. Dar, văzând pârâul că se usucă, el vede împlinindu-se prorocia pe care el a făcut-o lui Ahab. Dumnezeu are alte lucruri noi de făcut cu Elie, așa cum are lucruri noi de făcut cu mine și cu tine. Când ne seacă pârâul și știm să ne purtăm bine, știm să avem o atitudine corectă, știm să așteptăm vocea lui Dumnezeu și știm să ascultăm de ea, vom absolvi și vom primi diploma de absolvire a Universității Părâului Uscat, ca și Ilie. Dumnezeu îl trimite la o altă școală pe Ilie. Câteva concluzii. În primul rând, înaintea victoriei de pe Carmel, Ilie are nevoie de o zdrobire de sine mare de tot. Este un om de la munte, aspru, dur, și Dumnezeu are nevoie să-l tundă, să taie, să taie jos partea aceea din personalitatea și caracterul lui Ilie care nu face cinste Domnului și nu se poate încadra în planul lui Dumnezeu. În al doilea rând, a doua concluzie, să știți că toți va trebui să absolvim Universitatea aceasta părului uscat. Unde am trecut-o, une am absolvit-o, unde am trecut pe acolo. S-a întâmplat ceva rău? Nu. A avut loc o schimbare majoră, e adevărat. În viața mea, schimbarea aceasta a fost dramatică. M-au chemat la trusul de construcții și mi-au spus că nu mai pot să fiu inginer pe șantier, va trebui să fiu muncitor. Și cum era directorul meu, un tip foarte glumeț, spunea, mă băiete, te, te punem în rândul clasei conducătoare. Te promovezi. Cum, domn' director? Păi zice, nu conduce clasa muncitoare țara asta. Ba da, no, de mâine ești muncitor. Și m-a pus muncitor, muncitor, cu înaltă calificare. Așa de înaltă calificare aveam, că nu aveau ce să-mi dea de lucru. Nu? Eram prea calificat pentru... Stăteam de la un birou pe la altul, apoi au dat afară pe soția mea, m-au dat afară cu totul pe urmă, a secat pârâul, a secat uh, sursa devenită a, a familiei noastre. Dar Dumnezeu avea în vedere o schimbare majoră. Am venit în America și Dumnezeu ne-a dat altceva, un alt, uh, o altceva de lucru. Schimbarea aceasta a fost dramatică. Cred că și în viața noastră, în viața ta, asemenea momente când seacă pârâul, Dumnezeu are un moment de cotitură. În viața ta, un turning point. Va urma ceva deosebit în viața ta. Și, ultimul lucru, înainte ca Dumnezeu să te poată folosi, trebuie să fim zdrobiți la pârâul acesta cherit. Trebuie să trecem pe la pârâul acesta cherit. Până nu te zdrobește Dumnezeu, până nu taie tot ce este firesc din viața ta, nu te poate folosi Domnul. Ilie nu este încă omul lui Dumnezeu, are nevoie de câteva ajustări majore. Vom observa că îl trece Dumnezeu pe la alte școli. Îl trimite în străinătate acum, este emigrant și îl dă în întreținere la o văduvă, săracă lipită pământului. Dacă până acum te-a hrănit corbi, acum este și mai umilitor să te hrănească o văduvă săracă care are un butoi gol uh, și foarte puține resurse. Dar despre asta o să învățăm uh, altă dată, probabil, duminica viitoare. Vreau să închei spunându-vă nu pierdeți nădejdea, nu cădeți în disperare atunci când vedeți că pârâul seacă. Dumnezeu are un alt plan pentru tine. Încetează slujba care o ai, încetează porțiunea aceasta din viața ta. Dar Dumnezeu are altceva pentru tine, care vei vedea pe parcurs că este mult mai bun și mai folositor decât a fost până acum. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim cu toții Domnului și aș vrea să vă gândiți în mod foarte sincer la momente din aceste de criză, de cotitură, când vi s-a părut că nu mai vin corbi și seacă părâul. Businessul nu mai merge, banii nu mai vin, resursele se termină, frigiderul se golește. Gândiți-vă la momentele acelea. Și mulțumiți lui Dumnezeu că a supraviețuit. Și mulțumiți lui Dumnezeu că v-a dat altceva mai bun după pârâul acesta a cărit. A început o viață nouă și Dumnezeu a avut un nou plan. Și mulțumiți lui Dumnezeu!